județul și deci la noi e liniște și datorită reprezentanților noștri, cred. Și avem activități culturale în fiecare an și la diferite evenimente. Deci nu au lipsit. Eu sunt de acord cu o sumă mai substanțială și să-l promovăm și pe dânsul, pe domnul Petrescu, să-l ajutăm. Avem copii buni de la etnia romă, foarte buni. 9 și 10. Și mai exact, decât două note, de 9 și restul de 10. O cheamă buze. Da. Am premiat-o anul trecut cu suma de 5 milioane de lei. Da. Și de la ea din clasă, dacă îmi permiteți completarea, de la ea din clasă s-au mai evidențiat după aceea încă doi copii, pentru că au făcut concurs. Bine, unul era de etnie romă și unul era turc. Deci, puterea exemplului a funcționat acolo. Oamenii de afaceri, că sunt câțiva oameni cu putere economică deosebită, dacă ați făcut apel și, și la domniile lor. Nu mă duc să cerșesc, eu mă duc acolo de cerșare. Nu, dar asta însemna o sponsorizare de urfone nu este cerșare. Haideți să vă spun, mi-am permis să fac ce spune. Nu cu scopul ăsta v-am pus întrebarea. Deci eu vă mulțumesc că avem o relație extraordinară și trebuie să răspund. Mi-am permis să fac această imprudență, între ghilimele, de Crăciun. Și atunci am putut să fac mai nimic. Datorită faptului că toți oamenii cu bani au zis e o perioadă de criză, nu știu ce, nu știu cum. Și acum, de atât am ajuns la capitolul ăsta, au existat două cadre didactice care au oferit una frigider, una televizor care este aici și nu vreau să spun că așa e frumos, după aceea au venit cineva cu niște cuptoare cu microunde, după aia s-au mai... Deci de Crăciun am dat ceva așa, de la fiecare om care a avut. Dar patronii nici măcar unul nu au vrut să facă așa. Spunerea, cred că 1.000 de lei e puțin 10.000 de lei. Că merită oamenii ăștia. Pentru că fac o educație serioasă și avantajoasă în nouă tuturor. Mai insistă ca să spun și eu câteva cuvinte. Eu cunosc foarte bine aceste petreceri, doamna Dulceață. Am fost și eu pe teren și știu, am venit cu noroiul până la genunchi. V-am întrerupt? Dacă vă ascultă continuare, dacă doriți. Nu, încerci tu. Mai aveți ceva de spus? Nu. Mulțumesc frumos. Eu sunt pentru educație. Sunt pentru școală, nu sunt pentru segregație, nu sunt pentru diferențiere. Anul trecut, unul din copiii Olteniței, cu care eu unul, cu toate că n-am cunoscut-o niciodată, mă mândresc, care a reușit să ia bacul cu 10 pe linie, aducând municipiul Olteniței, Potența, la nivelul Bucureștiului, care a avut tot un singur copil cu media 10 pe linie, a fost premiată cu 5 milioane. Și a buit prefța că a venit ASU să cerșească 5 milioane de la Consiliul Local. Înțeleg argumentele dumneavoastră să sprijinim copiii romi, dar asta nu este sărbătoare pentru copiii romi. Ați înțeles greșit? Nu e pentru copiii romi. Iar dacă ar fi să-mi dau și eu cu părerea, eu sunt de acord pentru sumă care să fie de 40 de milioane, 50 de milioane, în, de exemplu, 10 calculatoare. Sau 5 calculatoare pentru 5 copii de etnie romă. Dacă invocăm educația, și copiii. Dar aici este vorba despre cu totul altceva. Aici este vorba despre mici, despre bere și despre copilul minune. Așa s-a petrecut fănele, nu sunt în alt oraș. Ce-am făcut eu, dacă nu, eu nu sunt în alt oraș. Eu sunt de aici. Deci am făcut în primărie. Deci eu sunt din oraș și tu știi bine ce spun eu, că este adevărat, da? Deci dumneavoastră, Consiliul Local, hotărâți propunerea lui domnul Cercel, are dreptul să o facă. Să fie sănătos. Fără probleme. Eu, m-a rugat domnul președinte, am și eu nici măcar nu pot să fac propunere.
Dar, de exemplu, o recomandare, să dăm la 5 copii premiu de 10 milioane pentru un copil, sunt, aș fi de acord, dar aș ridica mâna fără discuție dacă aș fi consilier. Dacă e vorba de copii. Aici nu este vorba de copii. Aici este vorba de organizarea unei petreceri cu dezrobirea, cu ziua romilor. Este altceva. Oricum, în lumina noilor directive, în urma hotărârilor de guvern, indiferent ce sumă îi dați, îi aprobați, va trebui să aducă justificare pentru ea. Iertați-mă, dar dacă vine cu justificare de mii și bere și nu știu mai ce, o luăm pe arătură prima dată când vine curtea de conturi. Vreau să știți că asta descopere de-abia cu curtea de conturi. Da. 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 Deci dumneavoastră puteți să hotărâți ce sumă doriți dumneavoastră. Pentru educație sunt oricând, pentru copii, pentru restul sunt mai... Bună, domnul Petrescu, ce... La ce să vă trebuie? Nu, cred că esența a susținut. Ce ar vrea să facă cu banii ăștia? Da. Asta a zis și un desfășurător, dacă ne punea în spate, domne, uite, cu banii ăștia atâta, facem cu tare lucru. Cu ăsta merg acolo. Ăștia 2000 de lei se duc în... Asta, în ideea asta. O acțiune sau proiect, depinde cum o numiți, în funcție de valoare aici. În proiectul acesta prevede la un moment dat, în desfășurător, următorul lucru. Concurs de muzică țigănească. Da? Suntem țigani, asta facem. Vom avea acolo, să zicem, 10 copii care vor cânta. În acești copii, un premiu tip, premiu 2, premiu 3. După aceea vom avea concurs de dans. Muzică țigănească, tradițională, muzică românească, muzică ungurească sau ce vrem noi. Și dăm din nou niște premii. Dar eu am avut în vedere că în fiecare an când am făcut treaba asta, nu fac diferențiere. Vor veni și copii țigani, și copii români, pentru că eu vreau ca, așa cum se întâmplă la școală... Câți ani ai mutat proba fără anul trecut, nu? Nu mi s-a aprobat. Am cerut 50, nu mi s-a... Am vorbit și nu s-a putut. Și pentru că anul trecut nu s-a putut, am zis să viu anul ăsta. Ți-aduce aminte că ți-am oferit eu 5 milioane ce puteam eu să-ți ofer? Da, știu. Și ai refuzat? Da. Pentru că, domn primar, ca să faci niște cadouri, dacă sunt participanți, să zicem deci 80 știu, de copii, dar 80 de copii nu poți să faci cu 5 milioane vechi. Ca nici pentru copii. Atâta pot eu. Dă și pot acum și 100, ce a propus domnul Cercel. Pot 40 cât ai cerut tu, pot 20, pot 10, nu știu cât îți vor aproba. Dar e corect ce vei l-ai pus acum problema. Dacă ți se aprobă, tu vei veni cu un desfășurător ca să explici. Este o acțiune sau un proiect, depinde cum numiți. Proiectul să nu fie fie la valoare. Mare acțiune e cel proiect. Dar înțeles, o să... Justificarea domnului Colegul, colegul nostru, este deosebită și modestă, în sfârșit și totuși consideră că probabil că acțiunea o să aibă un succes destul de frumușel. Consider că 4.000 de lei este destul de bine la nivelul care destul a cerut și... Deci eu sunt de acord cu această sumă, în sfârșit, ca să-și poată să-și desfășoare activitatea cu această ocazie. Prima solicitare a fost al lui Petrescu. Solicitarea domnului Petrescu, care a făcut un scris către cine este de acord cu... Cine este pentru? 4.000. Ca să vedeți că, într-adevăr, facem o treabă. Vă mulțumesc!